Bună, sunt Daria și suntem la Mici de Vedete în bucătărie. Astăzi vom face o călătorie peste mări și țări, adică în Liban. Dar șef Tony ne va spune mai multe. Bună, Daria! Bună, Tony! Ce faci? Bine, tu? Ai zis că facem călătorie în Liban. Exact. Unde m-am născut eu. Exact. O să gătim ceva tradițional atunci. Dacă zici tu, da. Eu zic că da, dacă mă ajut. Dacă nu mă ajut, nu pot. Eu nu mă descurc singur. Eu pot să te ajut, că am prins și eu câteva experiență. Astăzi o să gătim o mâncare foarte bună. Denumire, practic, e rasa sfur. Carne cu sos de rodie. Interesant. Eu am o fată de 11 ani și fiime, măritărez, dacă le dai din dimineață până de seara, vita cu sos de rodie mănâncă. Că e bună, e dulce, acră, carne, sarată, sos de rodie sănătoasă, toate cele. Și mai ales dacă Daria cum vine ajutorul și așa mai departe, am zis hai să dau o chestie care sunt convins, nu dau greș din cauza lui fiimea acasă. Are și ceapa, usturoi, acru, dulce, e un gust aparte. Cred că păstează pentru că am ceva experiență în bucătărie. Eu știu că ești foarte deșteaptă, adevărat. Dar știi ce e bucata de carne aici? Antricot? E un mușc de vită. Carnea mea preferată este vită și astăzi mâncăm vită. Deci, cred că astăzi va fi o zi perfectă pentru mine. Spune-mi un pic, ce ingrediente avem aici? Scortișoare, ceapă, sos de rodie, puțină apă, lămâie și asta ce să folosim. Și usturoi. Și ăsta e sosul de rodie? Concentrat de sos de rodie. Dacă te duci spre, în Turcia, spre Siria, Liban, toate cele, sunt mii hectare de rodie. E folosit foarte mult și ca medicament. De ce în zona acolo se folosește foarte multă rodie și ca suc, și ca băutură, și la gătit, și la aia, că e bun pentru ficatul. E, ajută de a curăță, a face curățenie la ficat. O să mănânci acum rasa sfur cu sos de rodie. Practic, carne de vită cu sos de rodie. Hai că reușesc eu. Să reușești, ești deșteaptă. Și am înțeles că tu te gătești foarte bine. Am reușit. La carnea de vită este foarte important ca văcuța să fi păscut și să fi mâncat iarbă. Prin urmare, uitați-vă la etichetă, de preferat să fie grass-fed sau să fie scris crescută în aer liber, hrănită cu iarbă verde. În momentul în care ea a mâncat ca și aliment iarbă, această carne este mult mai bogată în omega-3, mult mai bogată în zinc și de asemenea mult mai bogată în vitamina B12. Vita de fel este o sursă foarte importantă de fier. Fierul este implicat în crearea de celule roșii la noi în organism. Practic, sângele nostru este roșu datorită faptului că are în componența sa fier. La fel, vita este considerată carne roșie, iar această culoare roșie vine de la un conținut mai ridicat de fier. Punem ceapă în tigaie. Și aici punem ulei. Și teoretic acum călim ceapa, nu? Putem să punem și carne peste ceapa. Da. Și așteptam. Ce bine arată. Să știi că arată foarte bine, dar să vezi acum cât de bună e. Pentru că o să se îmbine gusturile. Oh. Nu știu sigur, dar pare că șef este un doctor al bucătăriei. Știe o grămadă de lucruri și știe să explice pe fiecare în parte. Ce te-a făcut să vin în România? Am venit să vizitez un prieten în anii 90. Ce m-a plăcut? E oraș frumos, plin de iarbă. Și încet, încet m-am stabilit. Uite ce frumos! Ai văzut? Da, deja s-a făcut maroni. Combinația între vită și rodie este una excelentă. În primul rând că, în afară de faptul că rodia conține fier, conține și vita fier. Prin urmare, este un mega fier în această rețetă. De asemenea, rodia conține foarte mulți antioxidanți. Carnea roșie vine cu eliberare de hem care, prin consumul acestor antioxidanți, se neutralizează. Știi că în Liban se mănâncă foarte mult carne crudă? Și de pui? Numai carne de miel și de vită. În zona la mine de unde sunt eu, mai mult carne de capra și de miel. În sudul Liban, eu m-am născut în Beirut, dar părinții sunt undeva cu granița cu Siria. Și acolo, că vale, cu câmp, aia au foarte multe animale, foarte mult struguri, foarte, foarte mult struguri, aproape 90% din tot județul e strugur. Faci și vinii struguri? Da. Templul Bacchus în Liban.
Și singur monument când romanii au plecat, nu l-au distrus. Și e foarte frumos. Cine s-ar fi gândit că romanii au dărâmat tot ce era acolo, mai puțin statuia unui zeu? Oare erau așa deștepți? Pui tu sau pun eu? Poți să pun eu? Pune tu, exact, dar repede. Mulțumesc, uite ce frumos. Multă lume când mănâncă ceapa le dă arsură, le dă aia, mirosul, nu știu ce, nu știu care. Iau acasă, îl frec cu mâna. Pui sare și în pahar sau piper dulce și le frec să scoat toată zeama din ei. Și atunci nu mai te deranjează nici la gust, nici la stomac. Și scap și puțin din mirosul ceapei în gură, scap și din tăria aia de la ceapă. Și o combinație, frecându-mi sare cu ceapă, cu piper dulce, le dau un miros, le dau o aromă aparte, frumoasă, dar nu miros ceapă. Avem aici un amestec de 7 piper. De ce se numesc 7 piper? Adică ce fel de piper sunt în el? Adevărat, denumire 7 piper, dar nu înseamnă că are 7 piper. De fapt, să vă spun un secret, nu sunt piperuri. Ba da, sunt vreo 4 piperuri și în rest sunt arome. Alb, negru, dulce, nivar, ghimbir, curry și coriandru. Și carne. Curry. Curry. 7. Și asta, uite, mâncarea gata. Astăzi este ziua în care gătim foarte repede. Îmi place. Hai să punem pe castronul asta. Arată foarte apetisant. Vita aduce o sursă considerabilă de zinc care este implicat în sănătatea sistemului nostru cardiovascular, cât și în protecția organismului împotriva toxinelor sau a oxidanților. Zincul este un mineral care nu se găsește în foarte multe alimente. Prin urmare, puteți să le dați vită sau carne roșie copiilor voștri de două ori pe săptămână, fiind o sursă foarte importantă de fier cât și de zinc. Te? Wow! Chiar nu se simte gustul de ceapă! Chiar de bună combinația! Hai că de-abia aștept să mănânc! Cred că dacă aveam o bandană pe ochi, nu-mi dădeam seama că e ceapă. A prins gustul de sosul de rodi. Și nu este acru deloc. Este foarte, foarte dulce. Adică am avut impresia că am pus zahăr în vită. Ai anumite tip de dulciori sau ceva în siropate? Cel mai mult îmi place lava cake și îmi plac clătitele foarte mult. Dacă te super, dacă facem clătite, dar mai e așa gen libanez, da, și mai sănătoase. Nu folosim lapte, folosim lapte vegetal. Asta da surpriză! Avem și desert! Este felul meu preferat de mâncare. Aici avem un pahar jumate de făină. Le punem în roboton. Și, să zicem, ai folosit un pahar de făină, folosești un sfert griș. Eu știam de la bunica mea ce ingrediente sunt, dar Tony le face total diferit. De-abia aștept să vă ce iese. Acum facem aluatul cum vine. Punem apă sau lapte vegetal. Bravo! Adu lapte! Noi am folosit acolo aproape un pahar și jumătate de făină. Înseamnă trebuie să punem aceeași chestie de lapte din nuc. Laptele de nuci este foarte gustos și este și o alternativă în momentul în care copilul tău are alergii la proteina laptelui de vacă. De asemenea, îl pot consuma și bunicii care țin post. Îl umplu? Da. Mulțumesc. Mie îmi place foarte mult laptele de nuci. Mănânc dimineața și mă bucur că șef Tony a vrut să folosim un lapte foarte sănătos. Puțină sare, o lingură de zahăr. O lingură plină să fie așa bine. Și iar amestecam. Asta mâncare mai preferat. Așteptam 2-3 minute. Între timp putem să pregătim nuca care să le punem în clătite. Și o tocăm? Da. Dacă vrei poți să le toc și cu cuțitul, dar mai bine cu aparatul că e mai rapid. Ok. În cazul în care copilul tău nu are alergie la anumite nuci, îi poți da ca și gustare în fiecare zi, deoarece ele vin cu grăsimi sănătoase, vin cu vitamina E care este implicată în sănătatea pielii și, de asemenea, vin și cu un aminoacid, arginină, care este foarte important în elasticitatea venelor noastre. Pune nuca aici. Mulțumesc. Zahăr, mulțumesc. Pune. Atât. Două linguri de aici.
Nucă de cocos. Cred că se iasă ceva. Scorțișoare. Scorțișoarea este folosită încă din antichitate. Ea are un mare rol terapeutic în ceea ce privește normalizarea glicemiilor. În momentul în care mâncăm dulce, glicemia noastră crește foarte mult, iar scorțișoara ajută să o normalizeze. Prin urmare, un dulce care vine împreună cu scorțișoară ajută la normalizarea glicemiei. Așa? Da, perfect. Perfect. Mulțumesc. Amestecul bine. Miroase foarte bine, să știi. Mie mi spui? În momentul când ai mai mult de, trei guste diferite, atunci funcționează papile. Și papile sau tu ca un om, te aduci la care vă place ție. Și asta și una din chestii esențială la o bucătărie bogată, la o bucătărie aromată. O să fac una cât de cât mai mică pentru tine. De-abia aștept să punem compoziția în ea. E, și mai e și miere, și mai e mult. Punem și miere? Da, o să vezi ceva. Dacă am promis că să fie ceva bun, nu ceva bun să fie, să știu. Asta e gata și direct. Bun. M-am acoperit. Fara să le acoper, se usucă. Asta o să facem acum așa, să facem semiluna când se reșește. Punem nuca în ea. Vrei să te învăț eu? Sigur. Faci un colț așa, să nu fuge. Da. Apas cât ai cum să se lipește. Și punem nuca aici. Și începem așa, frumos. Da, ce bine ai gătit, că se lipește perfect. Uite ce frumos. Nici un robot poate să face ce facem noi. Un desert foarte ușor, 10 minute l-ai făcut. Probabil nu e cel mai bun desert pentru copii, că îl place mai mult. Probabil creme, probabil dulce, probabil mai dulce, probabil mai aia. Dar un desert foarte, 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 foarte sănătos. Nu are ulei, nu are aia, nu are aia, nuca, nuca de cocos, miere naturală, lapte de nuca, totul e bun. Ce facem cu mierea? Pune miere peste ele, așa, cu liniuțe, cum vrei tu. Mierea este un zahăr natural care este produs de către albinuțele noastre. Este foarte importantă calitatea de miere, să nu luăm una contrafăcută și să fie naturală. Ea este plină de aminoacizi și are și o mulțime de fitonutrienți. Dar mare atenție, mierea conține o cantitate mai mare de fructoză față de alți îndulcitori. Această fructoză se metabolizează direct în ficat cu eliberare de grăsime. Prin urmare, dacă o consumăm regulat, poate duce la un ficat gras la copilul tău. Adică mierea se consumă ocazional, o dată de două ori pe săptămână. De ce putem să facem? Avem și afine aici. În asta numai pentru decor, că prea multă culoare. Mie personal place copii. M-a plăcut asta și mai mult că am lucrat cu Daria, un copil foarte deștept, și sper că am transmis și pentru alți copii energie care l-am avut-o noi astăzi, și să înțelege și copii ce înseamnă și bucătărie libaneză, și ce înseamnă bucătărie sănătoasă, și mame copilelor să știe ce să da copilului în loc să le da alte mâncare care probabil gras sau nu e bine sau nu e potrivită pentru copil. Acum că am făcut preparatele, trebuie să degustăm. Asta e ideea bună. Hai să gustăm. Și o furculiță. Mulțumesc. Și mi-au și o furculiță. Dar mai avem doi invitați surpriză. Oh, asta chiar o surpriză. Le invit alături de noi pe Bianca și Delia. Bună, Bianca! Daria, bună, Delia! Uite, bine, tu ai venit aici tonel. Delia, tu ești cel mai mic. Bravo! Uite, avem aici vită. Cu sos de rodie. Exact. Nu știam că se poate prepara vită cu sos de rodie. E foarte bună. Vrei să gusti? Da. Și avem și ceapă lângă. Fetelor, cum e? E bună? Da. Foarte bună. E foarte bună? E, poți să mai mănânci. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș dori să mai vin aici. Aș putea mânca asta toată ziua. După ce ne săturăm din primul fel, trebuie să gustăm desertul. Cu ce ați făcut clătitele? Cu făină, cu griș, cu lapte din nuca. Și sunt umplute și cu nuca, nuca de cocos, scorțișoare. O să vă placă. Eu am chiar slăbiciune pentru copii, adevărat. Am o slăbiciune enormă pentru copii. Mă place să lucrez cu ei, mă place să le ved, mă place să joc cu copii. Și mă simt că sunt pur. Nu au
limba folosită, nu au șmecherie aia care nu știu ce. Și logic poți să le dai, cât ei sunt pur și drăguți, trebuie să le ofer și lor ceva sănătos, ceva drăguț, ceva chestie din aia. Pentru asta, mai mult că ei mă inspiră, nu că vine de la mine. Ei mă inspiră că mă place copii. Wow! Ai și nuca din ea. E foarte bună. Mă bucur că vă place, sincer. E bună? Trebuie să ajungi la nuca, să schimbă gustul. Nu mă așteptam să fie așa de bune. Umplutura de nucă este perfectă. Pentru că se simte gustul de scorțișoară, se simte nuca, iar mierea de la final a fost cireașa de pe tortă. Cum să nu? Cine asta? Cu mâna, bravo. Cred că mănânc și eu tot cu mâna. Așa. E un deliciu. E perfectă. Îți mulțumesc, șef, că mi-ai împărtășit secretele bucătăriei libaneze. Cu drag. Și vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația. Mi-a plăcut foarte mult aici cu tine, Daria. Mă bucur mult. Data viitoare ne vedem tot aici, la Micile Vedete în Bucătărie. Nu uitați să dați follow pe Instagram la MV în Bucătărie și să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, Micile Vedete în Bucătărie. Pa! Pa! Pa!